An de an, pe 24 ianuarie, românii sărbătoresc unirea Principatelor Române prin diverse ceremonii militare și religioase. La Iași, anul acesta, primarul a interzis orice manifestație, însă George Simion nu s-a lăsat și alături de mii de oameni au dansat Hora Unirii cu orice preț. Părintele Anfilohie Brânză, haideți cu toții să-l aplaudăm! Bravo, părinte! Bravo, părinte! Bravo, părinte! Îmi pare rău că nu sunteți toți aici să vedeți această imagine cu sute de drapele, sute de inimi tricolore și voi, deși sunteți înfigurați, suntem mai mult ca oricând încălziți de Sfântul nostru tricolor, de credința noastră creștină și de faptul că noi suntem un neam care nu se pleacă în fața vrăjmașilor. Astăzi, dragilor, o să sărbătorim împreună ziua de 24 ianuarie și nu băgăm în seamă toate insectele, nu băgăm în seamă toți viermii care ne conduc din păcate. Este timpul să ne luăm înapoi istoria și cei care nu vor să marcăm 1 decembrie, 28 iunie, 27 martie, 28 noiembrie sau 24 ianuarie ziua Unirii Principatelor, au un adversar în noi. George Simion, președintele AUR, a mers astăzi la Iași și la Focșani pentru a marca ziua Unirii Principatelor Române, în mod tradițional, așa cum se cuvine. De această dată nu a fost vorba despre un protest, ci despre o manifestație pașnică în care oamenii au fluturat drapelul și au sărbătorit românește. Astăzi am venit nu pentru un protest și nu o să menționăm numele vreunui politician vremelnic. Astăzi am venit pentru Ștefan cel Mare, pentru domnul nostru unificator Alexandru Ioan Cuza și astăzi am venit să arătăm că se poate face Hora Unirii de 24 ianuarie la Iași, după cum o să facem și la Focșani la ora 17. Împreună, într-un singur gând, într-un singur glas, România! România! Vă mulțumim și începem marșul nostru care va poposi la Biserica Sfinții Preierarhi și după aceea ajungem în Piața Unirii unde Ion Paladi, Angelica Flutur, Margareta Clipa au acceptat să vină să cânte pro bono pentru ziua națională. Mulți alți artiști ai neamului românesc, Gheorghe Zanfir, Nicolae Furduiancu, Veta Biriș ne-au transmis gândurile lor de bine. Dacă nu vor autoritățile să spargă 50.000, 100.000 de euro cum sparg de fiecare dată la o sărbătoare, noi arătăm că se poate face prin voință, prin inimă, prin gând bun. Peste 1.000 de ieșeni s-au întâlnit în fața Palatului Culturii și au plecat împreună spre Piața Unirii, acolo unde au dat mână cu mână și au celebrat așa cum se cuvine, ziua de 24 ianuarie. Oamenii au făcut o oprire în fața Mitropoliei, unde au ținut un moment de reculegere pentru eroi și pentru Alexandru Ioan Cuza. Chiar dacă au fost înconjurați de forțele de ordine, oamenii nu au cedat și au dansat Hora Unirii.